Numărul târgujenilor care beneficiază de ajutoare de încălzire în această iarnă a scăzut cu aproape jumătate față de anul trecut. Aproximativ 6.000 de oameni au îndeplinit noile condiții. Cei mai mulți au rămas însă pe din afară din cauza terenurilor sau a mașinilor deținute. Condițiile impuse de guvernanți pentru ca săracii să beneficieze în continuare de ajutoare de încălzire i-a lăsat pe mulți fără sprijinul de la stat. Datele Direcției Publice de Protecție Socială din cadrul primăriei Târgu Jiu arată clar cum numeroși târgujeni primeau astfel de beneficii, cu toate că dețineau mașini puternice sau diverse proprietăți. Am înregistrat mult mai puține cereri, anul trecut undeva la 9.000 și ceva de cereri, dacă rețin bine, și cred că da, 9.998 pe undeva pe aici. Din ce am constatat noi este faptul că unii dintre titulari sau membrii familiei dețineau teren de peste 1.000 de metri pătrați în intravilan sau autoturisme cu o capacitate cilindrică de peste 1.600 de centimetri cubi. În municipiul Târgu Jiu nu există sistem de termoficare centralizat, ceea ce înseamnă că ajutoarele pot ajunge doar la cei care se încălzesc cu lemne sau gaze. Cuantumul acestora variază de la 19 lei în cazul în care beneficiarul are un venit pe membru de familie de maximum 615 lei până la 262 de lei, când câștigul este de 155 de lei. Cei mai mulți târgujeni recunosc că nu au putut îndeplini cerințele impuse de legiuitor. Ați depus cerere pentru ajutorul de încălzire? Nu, pentru că nu mă încadrez. Aveți prea multe bunuri, da, mașini, nu, terenuri? Nu mă încadrez, nu. Tot nu respectați condițiile? Da, respectă condițiile. Nu am dreptul, pentru că depășesc toate condițiile, nu îndeplinesc condițiile care sunt. Era binevenit ajutorul? Bineînțeles că era bun, dar ce să facem, asta e situația. Nici cei care beneficiază de ajutoare de încălzire nu pot sta liniștiți în cazul în care se știu avuți. 60% dintre ei vor fi controlați de funcționarii primăriei, iar în cazul în care sunt prinși cu o moară de cereale sau cu un tractor, de exemplu, pot fi puși să dea banii înapoi.